Regele Carol a construit acest castel din caseta personală și nu din banii poporului, cum s-a tot vorbit. Un castel construit în 39 de ani. Foarte mult. Între 1875 și 1914. Însă, la 8 ani după ce s-a pus piatra de temelie a castelului, a devenit locuibil. Era un castel mai mic, dar foarte modern. A avut, din 1883, apă caldă, apă rece, electricitate, două sisteme de încălzire, lift electric, telefon și un aspirator de praf. Mai puțin internet. Dacă era vorba de mai multe figurare. Deci, dă-mi din spate. Acest castel a fost construit de primul rege al României de către Carol I de Oppenzell Sigmaringen, considerat și fondatorul României moderne. Regele Carol a venit pentru prima dată în România din Germania în anul 1866 la invitația oamenilor politici din acea perioadă. Deși venea din Germania, a fost un rege foarte bun pentru noi. A fost cel care a construit prima cale ferată în București, Giurgiu, a construit școli, biserici, spitale, poduri. A avut cea mai lungă domnie din România de 48 de ani. Cele două bunuri primarului credită de regele Carol I de Oppenzell Sigmaringen și regina Elisabeta. Anul de origine germană, primul cuplu pe care l-am venit. Cei doi veneau aici la castel doar vară. A fost o ședință de vară. Veneau din luna mai până în luna septembrie. Restul timpului locuiau la București. Ne aflăm acum în polul de onoare. Vizita castelului Peles se desfășoară în jurul acestei săli. Veți vizita parterul castelului, etajul întâi, iar apoi mansarda 1. Aici regele Carol își punea oaspeți. Jos este intrarea principală a castelului. Nu, este pe scaun. Am mai mic de înălțime. O scară inspirată este decorativă, cum se poate lăsa pe ea. Scara lucrată din neam de lucru. Scara este susținută pe numer de busul decoratorului principal în lemn, Bernhard Ludwig, un austriac. Iar pe prima spirală se vede chipul arhitectului care vine, arhitectul bărbatul și mineului,
o spadă germană de călău, folosită pentru decapitarea nobililor. Oamenii de rând erau spânzurați. Are o inscripție care spune că celui căruia îi se va tăia capul cu această spadă, Dumnezeu îi va da viață veșnică. Va ajunge în rai. Aparte de perioada șemineului, un vază relief din bronz ilustrează o scenă din bătălia de la Tipopole din anul 1396, cea de la care a luat parte și mici acumbături cu astfel de români. Acolo în vitrină este expusă copia coloanei de coloana originală se află la Muzeul de Istorie. Biroului, în portret, este ilustrată mama regelui, Josefina. Lângă birou, sculptura din bronz reprezintă pe tatăl regelui, Carol Anton. Aici, la acest pupitru cu blat înclinat, regele Carol primea miniștrii în audiență. Să dea întotdeauna în picioare. Nu e bine jos. Nu. Miniștrii nu stăteau niciodată de scaun în fața regelui. Stăteau în picioare. Regele stătea aici în picioare, miniștrii în fața regelui de asemenea în picioare. Vă spuneam că vizitele durau foarte puțin, 10 minute, pentru a putea rezolva cât mai multe probleme fiecare zi. Scurs și la obiect. Vorba lungă. Da. În cazul în care convorbirea avea un caracter personal, luau loc în această lojă. Vorbeau în românește? Poftim. Vorbeau în românește? Cunoștea limba română? Regele, nu. Regele Carol a ținut primul discurs în limba română la un an de zile după ce a sosit în țară. Limba franceză mai mult. Și germană, da. În acest portret este ilustrat regele Carol II de Hohenzollern Maringhen. A venit în România la vârsta de 27 de ani. S-a căsătorit cu Elisabeta la vârsta de 30 de ani. Cei doi au avut un singur copil, o fetiță pe nume Maria. Din păcate, fetița la vârsta de 4 ani a murit de scarlatină, o infecție. Regina Elisabeta nu a mai putut avea copii, iar atunci regele Carol a adoptat un nepot de frate, Ferdinand. Acesta a căsătorit cu Maria de Edinburgh. Era jumătate rusoaică, jumătate englezoaică. Cei doi au locuit pe timpul verii în castelul Felișor. Dacă mai aveți timp, puteți vizita și pe acela. Au avut 6 copii. Primul dintre ei, Carol al II-lea, a devenit cel de-al treilea rege al României. Iar apoi a urmat regele Mihai. Poftim? Pe Carol al II-lea a urmat la rană, trebuie să se ducă în Franța. Este administrat de stat, îi plătim o chirie lunară încă 3 ani de zile. După acești 3 ani de zile, statul român a făcut o înțelegere ca să-i plătească regelui o sumă simbolică, să-l cumpere. Va redeveni al statului acesta. În schimb, castelul Felișor va fi închis. Dacă toți sunteți aici, îl puteți vizita. De obicei, în castele există uși secrete. Așa e? Unde? Prima? Prima nu. A doua? A doua nu. Acolo, a patra. Cel de-al patrulea segment, unde sunt patru rafturi în loc de trei, sunt doar copertă de carte, maschează de fapt o ușă secretă. Ah.
Atunci când regele Carl dorea să ducă în apartamentul regal de la următorul etaj, venea aici, apăsa pe un buton, se deschidea acea ușă, urca scara și ajungea în apartament. Din păcate, ușa este blocată și am să vă rog să păstrați secretul. Pe masa cea casetă era folosită pentru păstrat scrisori. Caseta a fost pictată de regina Elisabeta. Ne aflăm în sala de muzică. Aici, regina Elisabeta i-a avut ca oaspeți pe marele compozitor George Enescu și pe poetul Vasile Alexandrii. Acesta a îndemnat-o pe regină să scrie. Ca un omagiu adus poetului, regina a comandat acele vitralii care ilustrează scene din legendele românești. Geamurile acelea frumos colorate, castelul și are aproape 800 de astfel de vitralii. Acestea ilustrează povești de iubire. Da. La pian și la harpă obișnuia să cânte regina Elisabeta, la vioară George Enescu. George Enescu a început să cânte la vioară la vârsta de 4 ani, la vârsta de 5 ani a susținut primul concert în public, dar la vârsta de 12 ani cânta pe scena din Viena. Regina Elisabeta l-a trimis pe George Enescu la studii în străinătate, la Paris, la Viena, i-a plătit studiile, îl alinta șu-șu. Există în Sinaia, în cartierul Cumpătu, casa memorială George Enescu. Dacă mai aveți timp, o puteți vizita și pe aceea. Și în timp ce vizitați sălile muzeului, puteți asculta muzică compusă de George Enescu. Asta este o fotografie? Nu, este o fotografie alb-negru. Aici este ilustrată regina Elisabeta, avea părul prins la spate și cânta la orgă. O să vedeți această orgă în sala de concerte la etajul 1. Este o orgă specială.